Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație, vă felicit pe această ocazie că vă faceți timp și aduceți astfel de subiecte de mare actualitate în fața noastră și a publicului larg. Aș începe prin a aprecia mesajul domnului ministru Florin Cîțu, care nu a făcut decât să ne ridice o minge la fileu prin faptul că în această perioadă nu facem altceva decât să modernizăm activitatea cecului și a modului în care facem banking în această perioadă, plecând de la realitățile care ne înconjoară până la urmă și de la ceea ce vedem în, să zic așa, în solicitările clienților noștri. Este un demers și vin să întăresc chestia asta, este un demers pe care l-am început încă de anul trecut. Ne preocupă foarte mult, iar în această perioadă nu a făcut altceva decât să accelerăm anumite proiecte și să accelerăm, dacă vreți, inițiative care pot să intermedieze mai ușor relația bancă-client, astfel încât clientul să obțină serviciile noastre într-o manieră mult mai facilă, de multe ori fără prezența la ghișeul băncii și de multe ori fără multă hârtie în spate pentru a accesa un produs bancar. De ce spun toate lucrurile astea? Pentru că, în primul rând, suntem obligați și avem, dacă vreți, această responsabilitate să respectăm toate măsurile de securitate. Pandemia nu a dispărut, nu pare să dispară prea curând sau, mă rog, până când lucrurile astea vor căpăta o soluție, trebuie să implementăm toate aceste măsuri și să ne asigurăm că ne putem în același timp desfășura activitatea în condiții de securitate. Cred că este cel mai important lucru. Acum reacționăm în toată această perioadă, dacă putem să ne mai facem business-ul sau să țintim aceleași tipuri de volume sau aceleași tipuri de clienți. Evident că lucrurile se schimbă și, de fapt, schimbarea asta s-ar traduce, din punctul meu de vedere, printr-o nevoie de adaptare și mobilizare rapid, aproape de cel mai multe ori de pe zi pe alta. De asta și noi, cumva, în tot acest episod, nu am făcut altceva decât să ne uităm la ceea ce fac clienții. Este reperul cel mai important pe care îl avem acum în piață. Dacă sunt clienți care au probleme sau întâmpină dificultăți financiare, trebuie să-i ajutăm. Trebuie să găsim soluții și în continuare fac apel la faptul că trebuie să oferim acest confort clientelei noastre și sentimentul pieței că suntem un partener real în economia reală. Am dovedit-o până acum în acest episod, nu doar cecul, ci aș spune că întreg sistemul bancar s-a mobilizat exemplar pentru a da acest confort și de a fi un partener real în economia reală și cred că în continuare mai este nevoie de astfel de lucruri. Iată că amânarea la plată a datorilor financiare s-ar putea să fie nevoie să mai implementăm sau să mai prelungim aceste moratorii și după perioada ianuarie 2021. Și ne gândim cu seriozitate de cum să facem toate aceste lucruri. Tocmai pentru a sprijini mediul economic, antreprenorii, clientela, persoană fizică sau juridică, care are nevoie de confort până când găsesc soluții reale de a-și proteja business-ul. Vedem în același timp că, până la urmă, clienții noștri și clienții în general s-au mobilizat exemplar pentru a-și proteja și a dezvolta business-ul într-o direcție sau alta. Fie să conserve business-ul respectiv sau activitatea pe care o desfășoară, fie să găsească oportunități noi. Și aici, cumva, asta a fost, dacă vreți, și lecția noastră ca bancă, să ne adaptăm după toate aceste lucruri. Business-uri noi nu apar peste noapte sau în condiții de astfel de pandemie sau criză sau cum vreți să-i spunem, evident că își schimbă forma, da? Și modalitatea în care clienții înțeleg să-și facă aceste business. Ca tare, noi nu facem altceva decât să alergăm după acești clienți, să fim lângă ei, să ne adaptăm modalitatea în care facem, să zic așa, activitatea, în care ne derulăm activitatea bancară. În același timp, îmi place să cred că cecul a recuperat în foarte scurt timp, vreo 3-5 ani de gap tehnologic. Din simplu fapt că am început niște modernizări la nivelul platformelor tehnologice, prin simplu fapt că am implementat produse noi sau funcționalități noi, dacă vreți, prin care clienții pot să adreseze produsele băncii și prin care pot să intre în relație cu banca noastră. Și deja lucrurile astea sunt foarte vizibile și foarte apreciate din ceea ce vedem noi de către publicul larg și de către piață. Și vom continua toate aceste lucruri. Îmi place să dau mereu câteva exemple. Am fost printre primii care am reușit să facem înrolarea clienților de la distanță. Ei bine, vom merge un pas mai în față și vom îndrăzni să credem că putem construi un magazin virtual astfel încât clientela să poată să
aleagă produsele și să și le customizeze așa cum dorești. Într-o manieră similară vom demara proiecte pe zona de clientelă IMM, pentru că și ei au nevoie de astfel de lucruri și să fie sprijiniți din perspectiva tehnologică în accesarea produselor bancare. Ne preocupă foarte mult lucru, este, dacă vreți, o parte din strategia noastră, pe lângă faptul că vrem să creștem organic, așa cum s-a spus. Evident că ne preocupă modalitatea în care ne modernizăm și aducem cecul, dacă vreți, în toată istoria lui, de la un banking tradițional la un model de banking modern. Da? Că până la urmă, istoria celor 155 de ani ai cecului a trecut prin tot felul de schimbări de paradigme și apare, iată, acest episod nu face altceva decât să ne întărească convingerea că este bine ceea ce facem și să ne păstrăm această traiectorie.